lucrăm și o finisăm. Toate echivalenți bun. 2M. 2M minus 1, totul de mulțit cu... Mulțit cu 3 pe... Anca, zic bine, minus 2. Urmărește dacă faci bine. 3 pe plus 1, și mie una, te rog să mă urmăresc, supra 2M minus 3. Nu vreți să ai încredere, echivalent. Cel care lucrează la tablă poate să-i fugă mintea și să scrie și o trăznaie. Și atunci... Și atunci desfac. Da? Desfacem paranteze. Poți să mulțesc două paranteze, să întrebăm? Primul membru cu fiecare. Așa. Și pe aceea al doilea cu fiecare. Și o să am așa, 3 ori 6 MP. Deci 6, echivalent 6 M. MP. Plus 4 M. Plus 4 M. Bine, nu? Se scriu plus 4 M, corect? Da. Da? Da, minus cu minus. Care e minus? 2 M ori minus 2. Cât da? 2 M ori minus 2 e minus 4 M. Ai minus 4 M. A întrebat mama, scrie plus 4 M? Și minus voi... 4 M și aici am începe cu minus 1. Minus 1 ori 3 P. Plus 3 P sau minus 3 P aici? Unde? Desfac paranteza. Am luat primul termen. Cu amândoi? Cu amândoi din a doua paranteză și acum mi-am propus să le iau pe al doilea, ca așa e corect. Cu amândoi. Și aș vrea să știu semnul aici. Minus, pentru că minus cu plus. Minus 3 pe. Minus 3 pe. Și în continuare? Minus 1, minus 2? 2. Minus 1, plus 2. Plus deci 2. Vreau să zici plus. Da, plus 2. Plus egal 2. Cu? Egal cu? Anca, te rog să urmărești tu acum, dictează-i. Aici. Primul termen din prima paranteză cu? Pe rând, cu pe rând la 2. 3 ori 2. 6. 6 MP. Da, 6 MP. În continuare, Ancuța? Nu știu ce semn să pun. Am uitat. Nu vreau să mă fac de râs. 3 P ori minus 3. 3 P ori minus 3. Minus cât? 3. Cum 3? 3, 3 ori 3. 3. 3 ori 3? 3 minus 9. Minus 9 P. Minus 9 P. Așa. Era în continuare. Vreau să știu semnul, că nu știu. Cu 1 începem. Vreau să mă fac de râs. 2 M. Plus semnul e una. Plus 2 M. Atenție. Da? Și în continuare? Minus 3. Minus 3. Minus 3. Acum, dacă scad câte un 6... E pe din ambii membri, e pe și stânga și dreapta, putem să-i tăiem deodată. Să-i tăiem deodată și o să rămână așa. Minus 4 e minus 3 pe lăsă. Lăsăm așa? Scriem un profesor așa sau... Hai să ducem totul într-un singur membru. Eu, de exemplu, aș lăsa pe cei fără, fără necunoscută după egal și... Da. Deci tot cei cu necunoscută ducem în stânga. Da, altfel spus... Scădem pe cei din dreapta, da, din stânga. Da, e timpul să mai înțeleagă și minus 4 avem minus 4 M, minus 2 M, dar minus 6 M. Că e prea mult? Se prea mult, se luăm mai ușor. Noi copii, știi ce îți propun? Da. Știi ce îți propun? Aici se scrie relația asta ca să o prelucrăm. Așa. Deci, da, deci am 6 M pe, o scriu pe toată? Nu, nu, o scriu numai am 6 M pe, am să înțeles. Deci minus 4 M. Minus 3 pe. Minus 3 pe. Plus 2. Plus 2. Egal cu. Minus 9 pe. Minus 9 pe. Plus 2 M. Plus 2 M. Minus 3. Minus 3. Deci aici suntem, da? Acum, eu îmi propun toți termenii care au necunoscut, adică pe M și pe P, să-i trec în partea asta și pe cei fără necunoscută să-i trec în partea cealaltă a egalului. Și voi anume așa. Minus 4 M. Ăsta are plus când îl trec în partea asta. Ca și cum ar scădea, măi copii. Scădem pe 2M și cu minus... Minus 4M, minus 2M. Așa. Minus 3P îl scriu. Care era acolo. Și aici am plus 9P, corect. Este egal cu rămân cu ăsta. Vezi, minus 9P. Da, da, era după egal și când îl trec în partea asta, îl trec cu semnul schimbat. Adică e timpul să gândiți așa. Că o să vă ajute, că dacă tot stau să scad, să... Părerea mea. O secundă. Ca să ajungem acolo, mai insistăm un pic. Ei de parte aș aduna 9P cu plus 9P. 9P minus 9P fac 0, da? De, după deci, egal, dar în față. Deci am adunat l-am 9P adunat. E cu plus 9P. Corect.
este ca manevră, ca și când pe minus 9, pe l-am dus dincolo cu semn schimbat. Când se duc exact. Dintr-o parte în alta, se schimbă semnul. Ca e simplu. Final, așa se reține mecanic. Și aici, uitați, da? Minus 3, minus 3 că e după egal și acum trebuie să-l duc pe ăsta gol. Minus 2, corect. Deci minus 2. Minus 3 a rămas la el acasă. Exact, și nu și-a schimbat semnul. Deci, și minus 2 pentru că vine în vizită, își schimbă semnul. Da, dintr-o parte în alta, cu semn schimbat. Și am minus 4, minus 2, minus 6. Minus 2, minus 2M, cum ai gândit? Vedeți, de asta eu vreau să le las. Da. Și aici am cuța? Minus 3P plus 9P? 6. Semnul, mama. Plus. Plus 6P. E important. Important. Foarte important. Ce e greu cu aici vreau să știu. Am cuța? Eu mă taci, dacă mi se acută. Minus 3, minus 2? Nu e, nu e mulțit, am cuța, atenție, iau adunare. Minus 3 plus minus 2, cum ar veni? Își păstrează semnul și se ia. Îs prieteni. Se adună și dă semnul comun. Semnul algebră. Trebuie să meargă în mecanică. Aici vreau să știu. Automat. Da. Ce observ? În partea asta. Vedeți un factor cu un pe 6. Ce facem? Îl dăm pe 6? Da. 6 factor comun. Dictează tu. 6 pe lângă. 6 pe lângă. Minus M, bravo. Plus P. Egal cu minus 5. Și acum minus M plus P va fi. Rezultă de aici că minus M plus P este egal cu minus 5 supra 6. Minus 5 supra 6. Ei! Iată la ce am ajuns. Fiindcă am îndrăznit noi să credem că dacă M și P am îndrăznit să credem ce? Care exista un element comun la cele două mulțimi. Da. Iată că am ajuns la concluzia că M plus sau P minus M dă o fracție. Dar P și M ce numere au? Naturale. Adică scăderea a două numere naturale nu să fie o fracție. O fracție. Imposibil. Deci scriem așa, scriem așa. Scriem așa. Cum de resus spunem, cu M și P aparțin lui M, cu M și P aparțin lui M, da. Da. Acolo, din aceste două, e în orient, domn profesor, cum a spus, să pun M și P. Atunci, așa, pune pereche atunci. Când ai zis pereche, nu da. Da. Rezultă că minus M plus minus M plus P este tot număr natural. Trebuie să fie tot număr natural. Atenție, nu neapărat. Poți fi chiar din Z. Adică la scădere poți să dea un număr negativ. Corect. Da? Dar nici cu o clipă nu poate să fie fracție. Fracție. Deci M minus M plus P aparține lui Z. Aparține lui Z. Mai corect să fie, da? Da. Aparține lui Z. Și noi am arătat că minus M plus P minus M plus P aparține lui Q. Fals. Fals. Da? Fals. Este o contradicție. Deci nu există... La noi tot timpul minus M plus P e din Q. Fracție. E o tâmpenie. Ori minus M plus P este o numără 3. Fals. De unde a provenit tâmpenia asta? Contradicția asta? Păi noi am presupus. Scriți. Contradicția a provenit din faptul că am îndrăznit să presupunem că există un element comun. Da. Deci să zicem chiar în cuvinte. Contradicția. Așa, așa vreau să fie scris chiar de tine, te rog. Contradicția. Contradicția a provenit. Contradicția a provenit din faptul că am presupus că cele două mulțimi ar avea un element comun. Care e concluzia, Anca? Că mulțimile A și B sunt disjuncte. Deci, să nu mai îndrăznim, să presupunem, da? Că asta ar fi concluzia. Ca să nu mai ajungem la... A reunit cu B. Da. Deci A intersectat cu B. Intersectat cu B. Este egal mulțimea vidă. Egal mulțimea vidă. Asta ar fi concluzia. Am demonstrat. Exact. Da. Deci am demonstrat acest lucru. Mai vreau să reiau încă o dată mecanismul ăsta al demonstrației prin reducere la absurd. În multe probleme, acest mecanism este folosit. Anume, negi concluzia
Adică dar nu ești de acord. După ce îmi este cazul particular, ca să vezi că într-adevăr sigur că nu da. Există element. Eu puteam, ia uitați cât de absurd ar fi fost pentru voi da. Să mă apuc de copii, știți cum se face problema asta? Păi e duce la absurd. Da. Ne supunem că nu ar fi adevărat. Adică ce înseamnă că n-ar fi adevărat? Care există un element comun, ați luat legalitatea asta, voi copiați de pe tablă, asta este marea, asta e marea problema școlii românești. Deci, ori, ce am învățat? Când am dat lui M valori, am învățat și cum se generează elementele. Pentru M egal cu 0, ce se întâmplă X-ul ăsta? M am egal observat, cu ce se întâmplă exact. Cu ăla? Am observat că elementele chiar sunt diferite. Corect. Și a apărut problema. Păi până unde să merg? Corect, până la plus păi, infinit. Păi tu m-ai întrebat, Morela, da? Până, până unde merg? Iată că în mintea elevilor trebuie construit acest lucru. Exact. Păi așa tot mergeam. Până sigur că da. Deci el simte nevoia el simte nevoia că să, pe culoarul ăsta nu poate să dovedească. Da, observ că nu sunt. Dar observ, unde dar când, până unde? Și atunci iau și merg pe presupunerea asta la sus. Este formidabil. Există. Hai să că există. Există. Și aștept ca undeva să intru în conflict. Uh-huh. Și apară o contradicție. Și aici a apărut, exact. Așa. M minus M plus P este fracție. Fracție. Tot timpul fracție. Păi da, poate cu M și P ne zice că e natural? Două numere naturale la adunare sau la scădere fac cel mult o număr întreg, am spus eu, da? Din Z. Adică dau și cu minus. Dar niciodată fracție. Nu pot să dau fracție. Foarte fain exercițiu. De trei stele, nu? Da. Dar cu ce ne-am ales aici? Eu insist pe partea pedagogică, să știi că insist foarte tare pe chestia asta, nu numai pentru copii, ci pentru colegii mei. Pentru că colegii mei trebuie să învețe, să pătrundă în mintea copilului, să meargă în ritmul în care ei au posibilitatea să o facă. Nu așa, vii peste ei și îi adresezi cu niște lucruri, faci așa ca să spun eu. Nu comunicăm algoritm, dragilor. Nu comunicăm algoritmul, ci comunicăm mecanismul algoritmului. Super, da? Mecanismul algoritmului, da. Asta trebuie să vedem. Am sesizat, domnul profesor, că fetele un pic nu mai știu semnele. Da, să exersăm pe semne, este foarte da, important sesizarea ta. Da, da. Deci vedeți ce înseamnă. Păi mă scuzați, am observat că nu știți să desfaceți două paranteze. Nu e siguranță, Mirela. Miruna. Nu trebuie să te superi. Observați, este termenii. Dar și am 43 de ani și îți desfac paranteze fără să greșiți cum semn. Și am terminat acum 30 de ani, am învățat asta. Da. Deci, atenție multă. Insist și iar insist. Trebuie să desprindeți dintr-un exercițiu esențial. Că dacă nu faceți asta, dragilor, înseamnă că plecăm la exercițiu doar așa. Am făcut un câmp și exerciți acolo. Nu am făcut niște exerciții. Am făcut un exercițiu extraordinar, exact. Interesant, în care am descoperit un mecanism. Am mai învățat ceva. Am învățat ceva. Am mai rămas cu ceva de la el. Sigur că da. Deci, scriți acolo și sumneați. Metoda reducerii la absurd. Am aplicat metoda reducerii la absurd. Ei au învățat-o pe asta, domnul profesor? Metoda reducerii la absurd? Sunt, nu e ca o metodă care trebuie punctată acolo. De profesor? Ar trebui punctată, dar dacă profesorul nu amintește, chiar sunt... nu știu la cum învățăm. Da, eu țin minte că am nouă li s-a zis așa. Sigur că da. Eu de-aia cel absurd de este foarte des folosită. Da? Deci unele exerciții se rezolvă cu această metodă. Le demonstrez doar cu această metodă de reducere la absurd. Corect? Deci ești împotriva concluziei, o negi, și pe baza negației și a informației din ipoteză vei ajunge la o contradicție fie cu ipoteza, uneori cu ipoteza, adică cu o chestiune din ipoteză, fie cu un adevăr pe care tu îl știi dinainte. Uneori dacă la geometrie facem asta. Metoda reducerii la absurd se aplică foarte des acolo. Dacă ajungi și lucrezi acolo și ajungi că un triunghi isoscel are două laturi diferite, sau unghiuri la bază diferite, e un adevăr pe care tu îl știi că invers, acele laturi sunt congruente. Pentru că sunt diferite, nu se poate. Da? Deci, aceste sunt lucruri importante. Deci, și cu ce ne-am ales de la exercițiul ăsta? Încă o dată, insist, cu ce ne-am ales? Miruna. Am învățat, am demonstrat că nu există... Nu, cadre, vreau așa... La cel absurd, am demonstrat că... Deci, da. Metoda reducerii la absurd. Ai subliniat acolo, scris cu roșu. Deci am aplicat metoda reducerii la absurd. La absurd.
absurd. Ca tehnică de lucru, da? Mulțimea A cu mulțimea B nu au elemente comune. Așa nici era autorul, n-au elemente comune. Însă noi... Și n-am putut să demonstrăm decât cu... cu că așa... Am putut să demonstrăm, dar nu era numeratorul, era parcă 5 cu 3, nu? Ne-a dat frații, dar... Nu, Mirela, vreau să repet, nu? Ne zăbăvim un pic. Da? Ne zăbăvim, că este important să vedem cu ce ne-am ales aici. Deci. În final, ce am contrazis noi? Ce ne cerea autorul? Hai să vedem de aici. Ce ne cerea autorul? Cele două mulțimi nu au elemente comune. Da. Asta. Sunt disjuncte. Și noi am mers și am constatat câțiva pași și am văzut că, într-adevăr... Autorul are dreptate. Are dreptate. Dar cum demonstrăm? Numai cu metoda reducerii la absurd. Altfel nu aveam nicio șansă, că trebuia să mergem până la plus infinit. Trebuia să mai trăim o viață. Deci, ca să luăm fiecare. Atenție multă. Nu era vorba de un număr limitat de încercări. Exact. Că dacă aveam un număr limitat de încercări, le făceam. Făceam și constatam. Da, domne, pentru 10-100 din valoarea lui exact. Nu, ăsta sunt, nu ai niciun element. Dar având un număr nelimitat, a trebuit să recurgem la metoda reducerii la absurd, în care ce am zis? Mă presupunem că au un element comun. Și atunci X-ul ăla... De acolo trebuie să fie egal cu X-ul celălalt. X-ul din A să fie egal cu X-ul din B. Și de aici am... Când am egalat, am văzut că... Am muncit, am lucrat. E fracție. Da. Și am constatat că, în final... Dădeau fracții. P minus M era minus 5 pe 6. P minus M, fetelor. Egal minus 5 pe 6. Nu gândea, pentru că M e natural. Când vreodată scăderea a două numere naturale dă fracții? De ce? Multul număr întreg. Dă și cu minus. Exact. 5 minus 7 face minus 2. Corect. Dar niciodată nu dă fracții. Da. Și atunci? Deci noi am ajuns la P minus M egal cu minus 5. De pe de altă parte, cu P virgulă M, P și sunt din numere naturale. Hai să scriem încă o dată chestia. Rezultă că P minus M aparține lui Z. Asta aparține lui Q. Nu? Adică P minus M odată este din Q. Adică tot tipul din Q și P minus M, din poate ce știm noi, este din Z obligatoriu. Poate, este din Z. Da? Deci de aici e absurd. Asta e momentul tare de istorie. Aici am ajuns noi la fals. Da? Imposibil ca în același timp să avem și în același timp să fii și în Bacău și în București. Corect. Nu poți să fii în același timp. Ori ești în Bacău, ori ești în București. Da? Deci nu poți să fii în același timp. Ori ești în Q, ori ești în Z. Asta vreau să spun. Z? Da? Ce înseamnă Z? Întregi, da, întregi, pozitive și negative. Gura deschisă mare. Ce înseamnă Q? Mulțimea Q. Mulțimea numerelor? Da. Frații. Toate fracțiile, da? Mulțimea... Este drept că Z e inclus în Q. Asta știm. Dar aici autorul spune că P minus M e tot timpul fracție. E minus 5 pe 6. Deci indiferent de ce P și M punem noi acolo, e tot timpul fracție. Ori asta e o tâmpenie. Că nu poate să fie fracție cât în vreme P și M sunt naturale. Da, și de aici a rezultat că A intersectat cu B egal cu mulțimea B. Adică a rezultat că nu există un element comun. Și asta înseamnă că... sunt disjuncte. Mulțimile sunt disjuncte. Am învățat și disjuncte. Ce înseamnă cuvântul disjunct? Două mulțimi sunt disjuncte, da. Aceste lucruri trebuie bine știute. Iar eu insist spunându-vă, dragi colegi, celor care facem matematica și predăm copiilor, că este esențial să mergem în ritmul în care copiii gândesc. Da. Nu în ritmul în care tu, profesor, știi niște lucruri. Aia. Pentru că acolo înseamnă că 2-3 copii urmezi de clasă, da, 2-3 copii, da? Și iar în rest ceilalți stau la plajă. Da. Și am terminat cu toată matematica. De ce am ajuns în... De ce suntem în starea asta foarte gravă? Corect. Domnul profesor, sunt de acord cu dumneavoastră. Am mutat tot. Bun. În tratatoria. Bun. Ca un om care se respectă, nu? Mai lucrăm un exercițiu? Da. La alegeți-o dumneavoastră. Așa. Pentru că sunt de 3 stele, mama, dar trebuie să vă obișnuiți să lucrați și de 3 stele. Am zis că facem un pic exercițiu cu semnul algebra. Hai să mergem. Haideți. Deci,
2x minus 2x minus y plus 1 totul de mulțit cu minus 3x. Da? Da, minus 3x plus 2y minus 7. Și ele fac asta. Panca conduce. Și ce facem aici? Deci facem paranteze. Păi ce facem? Uităm ce e de făcut. E o mulțire, două paranteze. Mulțim două paranteze. Ați avut vorbe? Hai, Anca. Mulțim fiecare membru al parantezei cu... Primul membru din prima paranteză cu fiecare din a doua. Și acum va fi egal cu... Minus 6x a doua. Minus 6. Te rog să taci ca să văd dacă și Anca știe. Minus 6x a doua, am scris. Plus 2y la... Deci pe primul am văzut, 2xy. Îl luăm cu fiecare. Le luau cu ăsta, acum le luau cu ăsta. 2 ori 2 am cuța. 4xy. Semnă. Eu scriu 4 plus, bravo. 4, 4 cât? 4. Și ce mai rămas să mulțim? Pe x cu? 4xy am cuța, da? Corect? Da, e y. Nu e 2y. Poftim? Da, da, la prima... Ierunat, suntem la 2x ori 2y. Aha. Și de ce am pus plus? Pentru că 2 are plus, 2x are plus, 2y are plus. Ce trebuia să pun? Nu se putea pune minus, nu? Eu aș fi pus minus dacă tu zici și îmi demonstrezi că ai dreptate, noi înmulțim aici. Da? Și acum încă? Pe 2x trebuie să îl înmulțim cu cine? Cu minus 7 și semnul va fi? Minus. Minus cât? 2 ori 7? 14. Minus 14. Ce? X. Minus 14, x, corect. Și mai avem de mulțit pe cineva cu 2x? Cu 2x trebuie să mai mulțesc? Nu. Am epuizat. Am mai epuizat. Dar acum avem cu cine? Minus y. Minus y. Minus y, am cuța. Minus y. Minus y ori minus 3x. E una? Plus. Plus 3x. La mulțire, când sunt aceleași semn, fac plus, da? Plus 3x. 1 ori 3, 3, da. Da. Anca, minus y ori 2y. Acum suntem aici. Ăsta ori ăsta. Semnul, semnul e minus. Minus, pentru că minus cu plus, minus. Când la minus mulțire sunt de semn contrar, minus, da? Minus. Când sunt de aceleași, plus. 2y la a doua. Minus 2y la a doua, da. Corect. Miruna? Plus 7y. Plus 7y. Anca? Mai avem pe cineva să facem? Cu ăsta? Nu. Am trecut la al treilea. Minus 3x. 1, nu plus 1. 1 ori minus 3x. Deci ăsta de aici cu fiecare, da? 1 ori minus 3x? Minus 3x. Minus 3x. Corect. Aici. 2y. Plus 2y. Zi. Minus 7. Copii, de ce vă este frică să spunem? Vouă, când vă este frică, eu îmi dau seama că voi nu stăpâniți, nu știți. Asta e motivul. Da. Și acum hai să vedem dacă avem termen cu... Asemenea. De același fel. Cu aceeași litere, cu aceeași putere. X pătrat mai avem? Nu. Îl scriem dacă nu mai avem. Minus 6x pătrat. Luăm pe următorul. 3x. XY. În XY mai avem? Da. 4xy plus 3xy, 7xy. Mai avem? Nu. 7xy nu știu cu ce semn să-l trec. Cu plus. Plus. 7xy, da, l-am trecut. Am ajuns la termenii în x. Îi iau pe rând ca să nu-mi scape vreo 1. Da, minus 14x, minus 13, minus 17x. Deci am așa, odată minus 14x, mai am odată minus 3x. Minus 17x, da? 3xy l-am făcut cu ăsta. Am ajuns la y pătrat. Y la a doua nu mai avem. Nu mai avem. Ce scriu? Minus 2y la a doua. Minus 2y la a doua, da? Și am ajuns la aici.
7y, mai am? 7y plus 2y. 7y plus 2y? 9y. 9y, nu știu ce semn să fac. Nu, plus. Plus 9y, da? Minus 7. Acasă, de făcut exemplele acestea, luați voi la întâmplare 10 exemple. De două paranteze, 3 la una, 3 la una. Da? Și mulțiți cele 10 temă. 10 exerciții. De înmulțirea două paranteze. Câte cu 3 termeni și 3 termeni într-o parte. 3 termeni și 3 termeni. În fiecare paranteză. De 10 exerciții, da? Și în felul ăsta faci un antrenament care am spus. Acum trebuie să facem un alt exercițiu. Da. Ce aveți ca să fie? Da. Fie pe un număr natural prim. Pe mare? Pe mic. Pe mic. Un număr natural prim. Lui înstelat? Nu am spus e înstelat. Dar cred că este la fapt, da? Număr prim, pentru care nu spune este la... Că scriu număr prim? Nu, aparține lui M. Aparține lui M, da? Așa. Da. Virgulă, pe prim. Număr prim. Pentru care, pe plus 2 este număr prim. Pentru care... Scriu pentru care? Da. Pentru care, pe plus 2 este prim. Virgulă, pe mai mic decât 30. Virgulă, pe ăsta să fie mai mic decât 30. Deci avem un număr limitat. Da. Valoarea lui. Da. Punct. Se știe că există XY, deci există XY din N stelat. Există XY din N stelat. E în orient, scriu? Da. XY din N orient. Așa încât are loc relația P plus 2 supra P plus 2, așa încât are loc relația P plus 2 totul supra P este egal cu 1 plus 1 supra X plus 1 pe Y la numitor. 1 plus așa. Da. La numitor ce am? 1 în fața linii fracții, mai întâi 1 față, 1 plus plus la numărător, deci 1 plus, da. La linia de fracții te rog să o duci, 1 la numărător și la numitor este x plus 1 pe y. Așa. Deci se știe că există x și y naturale pentru care are loc relația asta. P plus 2 supra P egal cu 1 plus 1 supra x plus 1 pe y. Amin, întrebările care se cer. Demonstrați că y egal cu 2. Și pe mic, câte triplete de forma P, virgulă, X, virgulă, Y, verifică condițiile date. Și câte de triplete de forma X? X, virgulă, nu, triplete de forma P, virgulă, X, virgulă, Y, verifică condițiile date. Asta. Haideți să mai, luăm, să mai citim o dată din profesor. Ai zis că există un P natural. Fie P natural. Număr prim. Număr P, prim. P e număr prim. Da. Și P plus 2 e număr prim. Deci așa. Avem un număr prim supra un număr prim. Adică fracția asta e ireductibilă. Dacă ireductibilă, corect. Se asta. Da, da. Deci atât numărătorul cât și numitorul sunt numere prime. Prime. Exemplu, 3 și 5. Corect. Sunt numere prime. 73. Și așa mai 73. Deci nu aici, aici da. Avem fracție ireductibilă, da? Dar condiția acele, acea fracție e să fie egală cu 1 plus 1 supra x plus 1 pe y. 1 pe y. Și totuși P e mai mic decât 30. Deci înseamnă că am putea gândi numerele prime, toate numerele prime până la 30. Mai mici decât 30, da? Deci numerele prime mai mici decât 30. Pentru început facem. Mai mici, nu știu unde să mă duc, aici asta îmi vine. Pentru moment asta... Nu ne... trebuie să începem de undeva. Care sunt, Miruna? 1, 3, 5, 1, 3,
Și 2. Și 2 este număr prim. Și 2 e număr prim, e singurul număr par. Prim. Prim. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 nu e. 3 23 27 nu 29 23 29 a venit, nu? Că după 23, 24, 25 25 are 5, 26 are 2, 27 are, 28 are 29. Cam astea sunt numerele mai mici. 12. Dar zice că și pe plus 2 să fie numere prime. Adică mulțimea asta o translăm cu 2. Deci asta e pentru, pentru P. Deci P, P aparține mulțimea acestea, da? Da. Poți să spui aici. P aparține... Mulțimea... Ia să trec eu aici. A, așa. Ștergi aici, mai mult decât 30 și P aparține mulțimii. Informația asta. P aparține mulțimii. Iar P plus 2... P plus 2 aparține mulțimii care? 1 plus 2, 3. 3, sigur că toate se translează. 3. Apoi. 2 plus 2, 4. 4. Pe 4 mai e prim. Dar să fie prim. Pe 4 adică nu mai e prim, asta vreau. Asta nu-s mai, nu mai trece aici. Nu e bun. Da. 3 plus 2, 5. 5. De ce? Păi 3 de ce nu e? Nu, nici acolo. Dar aici n-avem 4. Deci acolo e pe simplu. Pe plus 2 acum am avut. 9, 11, 13, 17, 19, 23. Nu mai pot să-l pun pe 29. Pentru că 29 plus 2 a 30. Deci, practic, pe astea toate le-ai translat punând plus 2. Da. Deci, 1 s-a transformat în 3, 2 se transformă în 5, 3 se transformă în 7, 5 în cât? 3 se transformă în 5, 7, 3 5 în 5, în 7. 7, 5 în 7, 7 în 9, 9 în 11, 11. 13. 13 în... De ce l-am dat 13? 13 plus 2, 13. 13 plus 2, 13. Da. 13 plus 2, 15. Nu l-am mai trecut pentru că... 17 plus 2 face 19. 19 l-am trecut. Și... 15 este de, 17 de unde a apărut? 17 a apărut din 13 plus 2. Nu. Din 15 plus 2. Din 15 plus 2, 17 nu este. Corect, domn profesor. Da. Da. 19 a apărut din 17 plus 2. Corect. Și 23-ul l-am pus, dar nu mai are de unde să apară. N-are de unde să apară. Gata, până la deci, reluăm încă o dată că este esențial P plus 2 ăsta. P plus 2, corect. Că face o selecție. Corect, corect, corect. E bravo. Deci 1 se transformă plus în 3. 2 în 3. 2 nu poate că nu se e mai prim. Nu luăm. Nu e prim. 3 în 5. 5 în 7. 7 în 9. 9 în 11, 11 în 13, 13 nu mai are, nu mai are, că e 15 și nu 17 e prim, 19. 19 și 19 în 21 nu, nu. 23 în 25 nu, nu și 29 nu, nu, 31 că depășești. Nu, că mi-a zis P e mai mic decât 30, pe ăsta luăm. Luăm? Păi nu a zis că pe plus 2. Pe mai mic de 30, de pe plus 2, deci luăm și pe 2, 31. 31, luăm și pe 31. Pe plus 2, 31. 10 și 31. Așa. Și acum, dacă ar fi să facem fracțiile toate pe plus 2 supra P, deci fracțiile care... Să punem pot fiecare. Să fie generate, P plus 2 supra P. Adică, păi, adică primul de la P 3 pe 1. Da. 3 supra 1. Da. Apoi P plus 2, domn profesor. 5 pe supra... 2. Da, și 5 pe 1 nu poate fi? Nu, că e P plus 2 pe P. Același P. Același P. Deci, același P. Adică 5-ul ăsta a fost din 2 obținut. Că eu pus, am pus... Deci, atenție, deci. Din 3-ul. Deci, și atunci scriu aparține și pun... Așa aparține mulțimilor. 5 pe, pe 3, 3, 7 pe 5, 7 pe 5, 9 pe 7, 9 pe 7, 9 pe 11, 9 pe 11, 13, pe 9, 9 pe... 9 pe 7, 9 pe 11.
deci 3, 5, 9 pe 7, 7, 9, 11. 11 pe 9. Da? 11 pe 9. 11 pe 9. Corect. Da. Deci 11 am ajuns pe aici. 13 9. Pe 13 pe 11. Așa. 13 pe 11. 19 pe 17. 19 pe 17. Și 31 pe 19. 31 pe 19. Iată toate fracțiile posibile organizate de forma P plus 2 pe P. Da. Câte fracțiuni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci vezi, vedeți, pur și simplu nu știm de unde s-a agățat meghișițul acesta. Și pornim de aici. Și am pornit de aici. Bun. De la faptul că am un număr limitat de P până la 30, da. Pe prim. Da. Prim. Și P și P plus 2 prim. Și P plus 2 supra P tot prime. Da. Le-am generat, am găsit toate fracțiile pe care... De ce 31 supra 19 aici? Că aici am ajuns. Uite, 1, 3, P era 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19. 19, dar... Până la 30, după 19, mai este și 23. Păi da, dar nu mai aveam la P, plus da, 2. Da, 23 nu aveam. Dar cum? De aici numai P plus 2. Păi da. Adică 19 și plus 2 fac 21, nu 31. Păi da, dar la rest... Cred că 29. 31 pe 29, nu 19. 31 pe 29. Nu, profesor, dar pe plus 2, s-a epuizat, că aici erau mai puțin pe plus 2. Așa, bun. Hai să vedem. De la 19, 19 plus... A, asta vreau să spun. 19, 19 plus, 2. Plus 2, 21 nu merge. Nu merge. 19 plus 21... De la 19 aveam 23, plus 2, deși 3 plus 2 era 25. Nu merge. Nu mergea. După aceea era 29 plus 2, 31. De-aia am ajuns la 31. Da, dar... Trebuie să fie jos 29, ca să fie corespondentul, păi, ca să fie P, ca să fie P-ul ăsta. Am înțeles. Da. Păi noi am zis P plus 2 cu PP și așa este respectat. Ați ajuns numai până aici, de aia. Uitați, păi, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19. Da, dar 19 n-am mai avut, n-am mai avut pe 21 nu deasupra. Nu că n-am mai avut acolo, că n-am mai avut acolo. A, așa, avut așa, acolo. Așa. Și atunci aici, sigur, trebuie e diferența respecta. Între ele. Exact, de 2. De 2. De 2 tot da, timpul. Da, da, da. Da. E P plus 2 pe P. Da, noi trebuia să țărim peste, să sărim peste. Sigur că da. Peste. Da. Să transla și 19. Corect, 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 corect. Bun. Insistăm. Deci, până acum am făcut eu și cu Mihai Leghiștiu. Acum vă invit să veniți și voi lângă noi. Deci, atenție. Spune așa. Fii pe un număr natural. P prim. Pentru care și P plus 2 este prim. Și noi am luat toți P primii mai mici decât 30. Da. Am făcut mulțimea lor. Am luat toți P plus 2 primii. Și am obținut... Care s-au fost generați. Care au fost generați până la 31. Cu, acel, cu acele valori de P. Da. Și când am zis P plus 2, o parte din ei au devenit bunară 19 plus 2, 21. 21 prim. Care are... Care nu, nu e primii. Primi, e... Are divizor. Are divizor. Și acela nu l-a mai luat însă. Corect. Da? Și deci... am trecut până la 31 pentru că P plus 2 nu trebuia să fie mai mic. Deci am voie să mă duc până. Da. Și acum pentru situația A, Y egal cu 2 trebuie să luăm. Să demonstrăm că Y nu poate fi decât 2. Să demonstrăm că Y nu poate să fie 2. Decât 2? Numai 2, da. Ca să facem asta, înseamnă să lucrăm. P plus 2 supra P, adică asta să fie egal odată cu 3, după aceea asta să fie egal cu 5 pe 3, că asta e P plus 2 supra P. Nu? Așa. P plus 2 supra P. Egal cu 1 plus și noi găsim toate tripletele în felul ăsta. Și găsim și Y egal cu 2. Facem punctul B în final și o să găsim și pentru asta. Că nu-mi dau seama cum să găsesc Y egal cu 2. Nu știu de ce. În clipa asta nu păi văd. Păi da, eu. Dacă eu iau așa 1 plus 1 supra X plus 1 supra Y egal cu 3 pe 1. Da. Unde X și Y ce știu? Că sunt numere naturale. Naturale. Și apar o relație pe care exact. O lucrăm. Corect. Hai să vedem. Pentru P plus 2 supra P egal cu 3 pe 1. P plus 2 supra P. Deci pentru. Scrieți și voi copii la fel, da? Pentru. Pentru. P plus 2 supra P. Eu știu că sunt mai grele puțin, dar
nu e imposibil de făcut. Este egal cu 3 supra 1. Și cu, da, prima, cu prima valoare pe care noi am găsit-o. Prima pereche. Așa. Cum P plus 2 supra P egal 3 pe 1. Odată e așa și odată P plus 2 în relația. Supra P. Este egal cu 1 plus 1 supra X plus 1 supra Y. Adică 3 pe 1 egal cu 1 plus 1. Din cele două, P este că 3 supra 1 este egal cu 1 plus 1 supra X plus 1 supra Y. Și muncem. Ce facem aici? Scădem un 1 din ambii membrii. Scădem un 1 din ambii membrii. Și o să avem așa. 3 2. Minus 1. Avem cum aici că 2, 2 este egal cu 1 minus 1 s-a dus, egal cu 1 supra X plus 1 supra Y. Haideți să aducem aici la același numitor, copii. Ce da, fac? Sau eu aș putea să fac produsul mezilor egal cu produsul extremilor? Sigur că da. Și să scriu așa că 2, 2 pe lângă X plus 1 supra Y. Este egal cu 1. 2. Și imposibil. Și aici o să am 2x plus 2 supra y egal cu 1. Aduc la transmitorul. Aici se simte cum y este cine? Ce fel y, de număr? Natural. Y e natural. Și x e natural. X e natural. Y nu va fi decât 2 pentru că aici e 2 supra 2, 1. Și cred că aici rezultă că Y asta este, nu poate să fie decât 2. Exact, exact. Deci de acolo Y egal cu 2. Cum, cum X, Y, cum X, cum X, virgulă Y. X, Y, aparține lui N, da, rezultă că Y nu poate fi decât 2. Rezultă că Y e 2. Da? Adică 2 supra 2 dă număr natural. Dă 1. Și da, atunci relația devine 2X. Și atunci relația devine 2X plus 1. 1 egal cu 1. 1. De aici 2x egal cu 0. 0. X egal cu 0. 0. Dar x-ul trebuia să fie din n stelat. Da? Deci x egal cu 0 nu-mi convine aici. Nu-i bun. Deci nu convine perechea asta. X egal cu 0. Bun. Deci 3 pe 1. 3 pe 1 nu îmi dă un rezultat care să mă mulțumească. Corect. Deci rezultă că perechea asta fals, nu mai cum x, virgulă, spunem cu x aparține lui n stelat. X aparține lui n stelat. Rezultă că pentru situația asta cu p egal cu cât? Cu 3 p, pe 1, cu 3. Cu p egal cu 1. P plus 2 supra p egal cu că p egal cu 1. Da. Da. Pentru situația p egal cu 1 care a generat p fals plus 2 supra obține un rezultat fals. Fals, corect. Și acolo le-au pentru P plus 2 supra P egal cu 15 pe 3. Egal cu 15 pe 3. Atunci se transformă în, și cum asta e egal cu asta, aici o să am 5 pe 3 este egal cu 1 plus. Da. Și acum o să rog pe Miruna să mă ajute, domnul profesor. Uite aici sunt, uite ce frumos a scris mami. Deci 5 pe 3 egal cu 1 plus 1 supra X plus. Da? Scădem un 1 din ambii membri. Da. Da. Pe 5 pe 3 îl putem scrie ca 1 ca să vadă el și mai bine. 1 plus 2 pe 3. 1 plus 2 pe 3. Nu e bine așa. Pe 5 pe 3 să scriem ca 1 plus 2 pe 3. Da, dar ei de unde se vadă așa de repede? Uite că aduc la aceeași. Pe 3 5 îl scriu 3 plus 2 supra 5. Pe 5 îl scriu desfășurat. 3 plus 2 supra 3. Și de tot 5 pe 3. E tot așa. Da. Egal cu 1 plus... Egal cu 1 plus 1 supra X plus 1 supra Y. Acum scădem un 1. Asta am vrut să vă arat, că 1 acela se scade foarte ușor. Dar așa am mai loc să scrii. Nu mă interesează ce te sună. Când în timpul ori nu ne sună nimeni. Scădem un 1 din ambii membri. Da. Te rog să scrii exact cum face mami. Așa. Și rezultă că 2 pe 3. 2 supra 3. Este egal cu 1 supra... supra x plus 1 pe y. Și acum fac iar produsul mezilor egal cu produsul extremilor, când place geminul în chestia asta. Sigur că da. Mă ajută și o să am 2 pe lângă x plus 1 supra y, Miruna, te rog să vorbești. Și egal cu 3. Da? Și acum desfacem iar desfacem 2x plus 2x plus 2 supra y este egal cu 3.
Iară, pentru Y egal cu 2, ăsta e motivul. Ăsta e motivul. De asta Y e tot timpul 2. Asta trebuia să observăm noi. Deci noi puteam la punctul A să lucrăm aici, să așezăm și observăm că apare 2 pe Y acolo. Exact. Că distribuim pe U, pe plus 2 supra P, vedeți, abia după ce pornim în exercițiu, ne vine câte ceva în minte. Din păcate, la prima vedere acolo, n-am putut observa asta. Că, Y, că demonstrăm că Y nu poate să fie decât 2. Așa. N-am observat asta, dar insist acum. Puteam să facem exercițiu, pentru că P-ul ăsta se distribuie ambilor. Da. Și vinea P supra P plus 2 supra P. E bine? Da. Egal cu 1 plus 1 supra X plus 1 pe Y. Corect. Adică vreau să spun, puteam face chestiuni independent de cum. Noi ne-am apucat de ce am știut, cum am putut. Este încă o dată o situație în care elevul, aflându-se în fața unei exercițiu, mușcă spre el de unde îi vine lui în minte. Deci nu se fac subiectele neapărat în ordinea aceea în care sunt cerute, ci în funcție de câte posibilități ai tu, care ți este mesajul din interiorul tău. Pentru că abia când am lucrat ne-am dat seama că tot timpul apare 1. Și pe urmă am văzut că distribuim pe P la fiecare din aceștia te apare 1, nu? Corect. Și vine 1 plus 2 supra P este egal cu 1 plus 1 supra X plus 1 pe Y. Corect. Și 1 cu 1 se reduc. Da. Și relația dată de autor este asta. 2 supra P egal cu 1 supra X pe lângă 1 plus Y. Și când faci prosul mergi la prosul extrem, apare 2. Apare 2. 2 supra Y. Și chiar obligatoriu trebuie să fie 2. Da. Ăsta e lucrul foarte... Demonstrăm că Y nu poate să fie decât 2. Din motivul acesta. După, după distribuirea asta, dar când a venit ideea? Un pic mai târziu. Când? Când am lucrat pe situațiile particulare. Corect. Da? Pe situațiile particulare și am văzut, da. Am văzut, băi, deși 2, 5 pe 3, 7 pe 5. Ah, de aici venea. Deci trebuia să distribui numitorul. Asta a spus autorul. El n-a fost drăguț. Din păcate n-a fost drăguț să ne dea ce? Putea să ne dea în loc de condiția P plus 2 supra P egal cu 1 plus 1 supra X plus 1 pe Y. Putea să ne zică doar că P, 2 supra P egal cu 1. 2 supra P. Asta, dacă era drăguț așa, atunci vedea mult mai ușor. 2 supra P egal cu 1 supra X plus 1 pe Y. Dacă așa ar fost el, e drăguț cu noi. Am fi avut șanse să face prosul mărilor prosul extremilor și duceam repede și observam că numai Y egal cu 2. Ținând cont că X-ul și Y sunt numai aproape. Corect, dar acum ce vrea? Verifică condițiile? Că pe X și Y verifică condițiile. Nu. Găsim toate tripletele. Găsiți toate tripletele. Noi n-am găsit niciuna. N-am găsit atunci când am luat pe P egal cu primul triplet. Primul triplet. Acum, acum am reduce la 5 pe 3, la 7 pe 9. Noi am construit toate fracțiile. Și acele care ne-au genera X și Y și natural, constituie tripletul. Adică ce înseamnă tripletul? Vom avea P-ul și vom avea și X-ul și Y-ul. Da? Deci, da. Practic, am rupt problema, am pătruns în interiorul ei, am desfăcut-o. Uh-huh. Insist pe chestia asta, dragilor. Din nou, ieșirul ăsta mi-a oferit o șansă imensă de a arăta cum trebuie să procedați când vă aflați la teză, la o lucrare, când sunteți în dialog cu exercițiul particulare. Da? Este această idee frumoasă că îl apuci de undeva exercițiu. Îl apuci de unde simți tu că ai șanse. Noi am avut șanse. Băi, dacă P nu mă prim și P plus 2 nu mă prim, am scris toate numele de primii până la 30. Am scris și pe P plus 2, translat în cu P plus 2 și o parte din ele și-a pierdut calitatea. Corect. Unoară 9 s-a dus la 11, dar 29... Nu, la 13 s-a dus la 15. 15 și acela nu l-a mai luat. Corect. Dar atenție, pe acela cu P plus 2 și P. Corect. Adică fostul 13 se duce în 15 și 15 nu mai poate fi luat. Așa, bun. Y cu 2 am demonstrat. P-ul l-am luat pe rând. 1, 3, 5, 7, 9. Nu, fracția P plus 2 pe P. Da, dar când aici ne cere P, X și Y. Păi da, avem P-ul. Pe U, care știm că este 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17. Y știm că e totdeauna 2. Y va fi 2 și X-ul va ieși de aici din lucru. Și X-ul trebuie să iasă din lucru. Din lucru acela.
Y cu tot timpul 2, îl înlocuim chiar. Deci chiar... 2 pe 2 e 1 tot timpul va fi. Deci practic, 2X plus deci, e egal practic, cu 3. Mihaela, ne permitem acum să înlocuim în relația dată de autor. În loc de 1 pe Y. În loc de unde 1 suntem? Pe Y aici. Nu, după ce facem consumezilor. Am redus aici. Da. Deci relația care îi în final, care ne rămâne, o să 2 supra P. Da, egal cu... este egal cu 1 supra x plus 1, 2 pe y este. Care? 1 pe y, că n-am făcut y consumul. Y e 2, Mihaela. 1 pe 2. 1 pe 2. Plus 1 pe 2. Corect. Deci ne permitem să transcriem relația pentru ușurința calculului. Da. Nu așa cu x și y, ci în clipa în care l-am constatat că y e tot timpul 2. 2. Deci asta este acum. Și cu P-urile, valorile, care sunt 1, acum? 1, 3, 5. 1, 3, 5, 7, 9. Și apare că e ecuație simplă și găsim X-ul natural. Da, păi aici ai 2X egal cu 2, adică cu 3 minus 1. Cu 2X egal cu 1. X egal cu 1. Deci ce avem prima tripletă. P egal cu 1, Y pe, 2. Nu, P egal cu 1, P egal cu 3, că ai luat 3 aici. A, asta n-a fost bun. Da, P egal, P egal cu 3, 3 X-ul. X-ul egal cu 1 și Y egal cu 2 tot timpul. Tot timpul. Y și avem prima tripletă. Prima tripletă. Asta încercam și, să le și la simt. Fiecare moment găsim câte o tripletă. Mm-hmm. Pentru fiecare valoare. 5, 7, 9. Dar acum, asta insist, numai... Închide. Iau pe 5 aici, Miela. Da. Iau pe 5 aici. Corect. Și rămâne o singură ecuație cu necunoscută X. Corect. Și găsim repede pe X. Y știm că e tot timpul. Foarte repede merge aici. Da. Nu, nu. Mai rămân 2 minute, că corect. Vreau să insist pe exercițiul ăsta. Da, care fost... nu a fost, adică am început, l-am lucrat, am descoperit noi. Este tipic modului în care trebuie să abordăm un exercițiu. Atâta cât ne prindem pe moment. Că ce bine ar fi ca la toate exercițiile deodată să vedem așa. Cum să vedem că Y egal cu 2? Ca să demonstrăm în primul rând. Nu, ca să vezi Y egal cu 2, ne venea în minte ușor dacă aici porneam. În loc de pe plus 2 supra P, trebuia să zicem 1 plus 2 pe P. Aha, și atunci vedeam repede ieșitul. Deci pe 1, transcriam relația 1 asta. Asta în... în 1 plus 2 pe P. 1 plus 2 pe P. 1 plus 1 se duce, vedeam 2 pe P egal cu 1 supra X plus 2 pe Y. Aduceam așa și atunci vedea Y egal cu 2. Da. Deci așa era mersul corect. Dar n-am avut șansa asta. N-am putut, n-am văzut. Mm-hmm. Pentru un moment am zis, măi, ce să facem noi? Și a fost inițial. Hai să vedem P-urile toate în lumea naturală. Hai să vedem P-urile corespund pe plus 2, prima. Da. Și pe plus 2. Am văzut fracțiile astea. Și am spus, măi, nu le facem degeaba. Asta nu ar ajuta. Nu ar ajuta. Și abia când am început cu varianta 3 pe 1. Să le luăm. Am văzut... oricum trebuie să le lucrăm ca să vedem X. Tocmai. Tot lucram. Dar n-am văzut deodată de ce Y egal cu 2. Asta vreau să spunez. Abia când am lucrat în partea a doua, am văzut că pe U egal cu 2 și de unde venea deodată? Din distribuția asta. Uh-huh. Și atunci am zis, hai, bună, nu mai muncim de fiecare dată P plus 2 supra P supra 1 plus 1. Nu. Am redus-o la facem mai ușor, o treabă mai ușoară. În loc de Y am pus 2. Y am pus 2, am pus 1 aici, s-a redus și devine relația de tipul asta, 2 supra 2 pe P egal cu X. Foarte clar asta, da? Egal cu 1 plus 1 pe 2. Și măturăm acum 3, 5, 7, 9, 11, 17, 21 și găsim X și corespunzător. Corect. Da? De acord, sunt foarte deci, de acord. Aici vreau să insist foarte tare. În fața unei ieșițiu, pare mai greoi, este mai dificil, da. Dar nu trebuie să ne sperie dificultatea, ci trebuie să înțelegem cum ce mecanism ne formăm în interior în momentul în care începem să citim exercițiul. De unde s-a agățat? De la agățat ce înseamnă numere prime? Foarte important ce înseamnă număr prim. N-are alți divizori decât pe 1 și pe el însuși. Cum este 2, este singur număr prim par. Pe baza lui se fac diverse exerciții. Toate sunt impare. Toate sunt impare. Dar 9 bunoare nu putem lua, că nu are ca divizor pe 3. Deci, nici toate pare, nici, dar sigur sunt impare. Sigur sunt impare. Că dacă luăm par, ar avea pe 2 ca divizor. Corect. Ei, și în fața acestui exercițiu, insist, a trebuit să ne gândim ce înseamnă prime. Dacă nu aveam chestia asta, nu aveam nicio șansă față exercițiului. Nici măcar nu porneam. Nici porneam deloc.
Și esențial al doilea lucru, că P plus 2 este prim. Că dacă le translăm cu 2, o parte pică din calcul, nu? 13 plus 2 devine 15 și are divizori. Și atunci nu mai au fracția 15 supra 13. Că trebuia și P plus 2 să fie prim. Și atunci, doar acestea sunt fracțiile care le-am construit. Toate posibile, P plus 2 supra P. Și când ne-am apucat noi, am zis, nu știu, nu văd, nu, pe Y e calculul 2, dacă nu văd, nu văd. Când ne-am apucat pentru un caz, ai ieșit la 2 pe Y. Și până am văzut că distanța e de 2. Zic, mă, aici e poanta, mă. Aici e poanta, că la scădere, acolo vine 2. De la început trebuia să văd asta, n-am văzut-o. Da? Da. Deci asta vreau să vă spun că este esențial. Nu vreau să comunic pur și simplu așa, mecanic, ne apucăm de ghișitul, l-am făcut și am plecat. Ci să vedem care este strategia. Strategia pe care o abordez în fața ghișitului. Toate ghișitii sunt diferite, unul de altul. Dar tu trebuie să ai o strategie. Trebuie să ai încrederea aceea care a spus, să ai cunoștințele acelea toate din urmă și să... Te folosești de ele. Ce? Faci ceva. Da. Nu te oprești, mai vezi ceva. Aici se sezai. Gata, bă, 2 pe Y tot timpul. Clar pe Y e 2. Sigur că da. Deci nu am făcut nimic ca să batem câmpii, că tot ajungeam aici. Dar și tot am înțeles că ghișitul putea fi făcut așa. Și autorul este drăguț. Mă zice, dacă tu vezi asta, nu mai cu X și cu Y, că Y fiind 2 tot timpul, tu susurezi ghișitul. Și numai pe orele le ai știi foarte bine și atunci X-ul care găsești, ți-e mai ușor, mai. Nu te lasă muncești din greu. Da? Adică ți-l dau și pe Y, că ți-l demonstrează tu, dar zic că totuși Y e 2. În final, dacă tu nu te prinzi, poți să-l folosești pe Y egal cu 2, dar atenție, cu slăbiciunea aceea, că n-ai demonstrat aici, pierzi puncte. Sigur că da. Da. Dar demonstrezi că vezi, când te apuci să lucrezi, vezi că Y e tot timpul 2. Ei, aici e poanta. Deci, tu te apuci de lucru și nu știi cum și vezi că e 2 tot timpul, spui, stai că asta e treaba deșteaptă. Tot secret pe aici. Hai să notăm momente importante. Mi-am avut neapărat foarte tare. Da, nu, profesor, cuinta. Momente importante. Momente importante. Ce spunem acolo? Când am demonstrat că Y e 2. Mai întâi ce înseamnă număr prim. Da. Hai să plecăm. Deci, 1. Momente importante. 1. Numere prime. Ce înseamnă numere prime? 2. Construcția lui P plus 2 supra P, construcția lui P plus 2 supra P, ținând cont, de ce ținând cont? Că P plus 2 și P sunt prime. Ținând cont că P plus 2 și P sunt prime. Da. Ținând cont că P plus 2 P plus 2 supra P sunt prime. Așa. De fapt, în paranteză, P plus 2 supra P ireductibilă. Așa scrieți voi copii, da? Asta, de fapt, că e ireductibilă. 3. Ce am făcut acolo? Y egal cu 2, Y egal cu 2. Am demonstrat că Y egal cu 2? Nu, spunem așa. Y egal cu 2 se demonstrează rapid dacă relația P plus 2 supra P egal cu 1 plus 1 supra 1 supra relația P plus 2 supra P supra X plus 1 pe Y se scrie echivalentă cu 1 supra P, adică 1 plus 2 pe P. Da. Este egal cu 1 plus 1 supra X plus 1 pe Y. Scădem un 1 din ambrii pe Y. Care înseamnă 2 supra P. Da.
egal cu 1 supra x plus 1 pe y. Așa. Ei. Și de aici rezultă y egal cu 2. Știm, nu? Y egal cu 2. Spun. Y se demonstrează dacă chestia asta. 3. 4. 4, da. 4. Se generează toate fracțiile. C plus 2 supra P. P plus 2 supra P. Și noi le-am descoperit. Așa, se generează toate fracțiile. Se ia Y egal cu 2, că da. Este descoperit, se ia Y egal cu 2. P-ul corespunzător, P-ul prim, dar pentru că fracția să fie prim, da? Da. P-ul prim, adică 1, 3, 5... 1 nu, dar am demonstrat că pentru 1 nu era. Da, trebuie să luăm în discuții. Pe aparținerea mulțimii 1, 3, 5, 7. Dar nu cred că chiar toate. Voi vedeți pe fracțiile acelea. Care au fost fracțiile? 1, 3, 5. Au fost 1, 3, fracțiile 5, 7. Hai ce faci? 1, 3, 5, 9. 9. 9 că deasupra de la 11. Cât e plus 2. Bine, da. Și 9. 9. Anca ce este aici? 17. Deci 9 l-am luat? 29. Da, 17. 17, că e P plus 2 deasupra. 9 și cu 2, 11. E bine, 7. 7. Dar nu bine, dar nu e bine. De ce nu am luat pe 9, exact? De ce nu am luat pe 9? L-am luat pe 9, ia uitați pe aici, că noi am șters. Pe 11 cred că l-am luat, nu? 7, 11. Care sunt fracții din minuna? Fracții unde-i scris? Nu le-ai scris minuna. Asta se întâmplă pe minuna. Ia, dă tu. Scris, scrisit, așa. Vezi? Ce păcat. Ăstea, dar când am luat P, P egal cu și... Uite aici, P egal cu, uite asta am luat pe 9 mama lui. Deci nu am luat 7, nu, am fost neatenți. Am fost neatenți, că 9 deci e 3 în 3, ce? Deci el nu e număr prim. Număr prim, da. Deci am zis și 9, e greșit. Și da, înseamnă acum, că aici, domn profesor? La fracții înseamnă așa, 1, 3, vine 5, 7, fostul 7 se duce în 9, care nu mai este prim. Deci, nu mai este. Da. 11 pe 9 nu trebuie să luăm. Nu, pentru că 9 nu e. Da. 13 pe 11 luăm. 19 pe 17. 19 pe 17, da. Și 31 pe 29, bun. 31 pe 29, da. Bun. Deci fracțiile sunt așa. Sau pe aparții 1, 3, 5, 11, 17 și... 1, 3, 5, fără 7? Fără 7, deci da. 1, 3, 5, 11, 17 și 29. Și 29. Da. Da. Ei, numai așa este variantele. Deci cu variantele pe înlocuite, practic găsim pe x-ul respectiv. Corect. Da? Y cu 2 și găsim deci, relația cu asta se duce și devine 2 supra, 2 supra P, P cu P-urile acestea. Da. 2 supra P, P egal cu 1 supra X plus 1 pe 2. Da. 1 da? Pe 2 și de acolo găsim x-ul. Deci rezultă pentru fiecare și pe x. Și x-ul va fi egal cu mulțimea care trebuie, mulțimea și tripletele vom putea să fie. Dragilor, ce am putut scrie acum pe tablă, devine esența acestui exercițiu. Da. Da? Și cu asta v-am prezentat și mecanismul acela pe care trebuie să-l dezvolt în fața unui exercițiu. Da? Anca, Miruna, ai o gulină neagră? Păi, da. Stai. Eu vorbesc despre ce ai scris tu. Dacă tu înțelegi ceva din caițelul tău ce ai scris acum, Eu mă las de profesorat. Deci câtă vreme scrii plictisit acolo și arunci din relații, n-ai să ai nicio șansă să găsești pe ceva. Uitați, 2x egal cu... Da. De ce nu îl dai pe mute? Că știi că mă deranjează. Îl dai pe mute, nu mă deranjează nimeni de la o lecție, nici când mănânc. E regulă la mine. Da. Deci, uitați, domnul profesor, eu repede am sesizat că aici, că 2x este egal cu p minus 1, am făcut, da. Produsul meu este egal cu produsul extrem, și atunci, dacă p este 1,
1 minus 1 e 0, x egal cu 0. Și nu a fost doamnă. Nu e înstelat. Da. Repede pe 3, dacă iau 2x este egal cu 2, x egal cu 1 și găsesc repede pe primul. Vedeți că eu sunt muncitoare. Relația de tu ai transcris-o exact. Numai repede și acum... Da, acum e și 2. Repede eu îi găsesc. 11 minus 1 e 10, 5. Da. 5. 17 minus 1 este 16 împărțit la 2. 8. 28 împărțit la 2, 14. Așa și găsiți valoarea. Am găsit și x, că așa sunt eu. Așa, în felul să avem tripletele acestea puse la punct. Corect. Copii, învățați, Miruna, eu mă întorc la tine, că așa cum te manifesti acum și la clasă. Corect. Și atunci, ăsta este motivul, unul din motivele pentru care nu ai înțeles. Dacă tu, în loc să faci efortul, să pătrunzi în negheșițiu, dar șansa mare ești care este? Care filmul, lecții și atunci... Și dacă ar fi scrise pe tablă cu da, dar numai la matematică are șansa asta care filmul, dar la celelalte obiecte nu are așa șansă. Tot vedea. Da. Măcar să fii copiat de pe tablă și tot era o oră. Și ți reiei acasă și vezi ce ai făcut. Și este și satisfacția asta, n-ai fost chiar degeaba, că ai măcar vi se obosesc. Băi, eu știu că sunt mai grele, dar pe voi vă obosesc că excepțiile mai grele? Da. Dar noi am făcut efortul aici împreună ca să putem pătrunde și în sfera asta. Ori dacă nu vreți decât să rămâneți la nivelul acesta de a aduna și a mulți două paranteze, semn algebre, este și asta un nivel. Dar este nivelul acela foarte, pentru foarte 5. Mic. Da, foarte mic. Satisfacția asta că mulțumesc două paranteze și plus cu minus, nu rămâne. Ea este innecesară, că fără asta nu putem face mai departe nimic. Da? Da, ne oprim aici, dragilor. La revedere, pe curând. A fost cea mai frumoasă lecție. Mie mi-a plăcut. Eu recunosc. O păstrez. Eu sunt fascinat. O să vezi cei care ne urmăresc la lecție cât de încântați o să fie. La revedere, dragilor.